Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Dragi! Deschide caietul! Deschide caietul! N-am caiet aici! Aici n-am caiet! Avem și canapea! Vă aștept fără caiet! Vă aștept doar cu iubire, vă aștept cu încurajări! Cu iubire și cu încurajări ne-ai așteptat și acum, dar mă rog, aveai și... Aici suntem mai relaxați! Nu sunt stresant! Și aici la fel, pare totul simplu! Până acolo! Astăzi suntem la șerba cuțite, pe bune, nu mai avem niciun stres. Sper că nu a pus Irina și un steag prin platou ca să avem ce alergat după ei. Și de aceea eu mă aștept să, din moment în altul, să plec în cursă. Deci cât să sună stația? Da, cât să sună stația în curând. Da, suntem mult mai relaxați, mă rog. Și gata? Da. Hai. De ce? Hai să ne punem asta. Păi, dar eu am venit să te asist astăzi. Am? Cum adică mă asist? Păi, da. Cum să nu te asist? Păi tu ești șeful. Presiune multă pe omenii mei astăzi. E, presiune. Doamne ferește. Am ales o rețetă la care este foarte bun soțul meu. Sper. Sper să mai știu. Păi nu, de ce? Că ai făcut foarte bine de fiecare dată. Chiar a fost o probă în America Express. Se numește asado. Friptură de vită, la grătar. Cu sos chimichurri și piure cu trufe. Exact. Mai bine, mai curăț? Ce zici? Tu curăță, că dacă îți mai rămâne, pe luăm și la pachet. Și așa n-avem nimic de mâncare acasă. Soția mea gătește acasă, eu doar o ajut. Eu sunt bun la tăiat chestii, la spălat, la strâns, la debarasat, după, la debarasat, la, adică o ajut cu ce pot, la gătit, în schimb, știu să fac câteva chestii. Care ies absolut fabulos. Știu să fac gulaș foarte bun, la lemne, la ceaun, știu să fac grătar foarte bun, cartofi prăjiți, ouă prăjite, astea sunt chestii pe care cred că... Și pachetele copiilor. Și pachetele copiilor dimineața. Mai gustă și tu din asta, te rog, că am emoții, dar nu vrei să știi. Ne jurizează 4 șefi, crezi că am emoții? Da, ce poate să se întâmple, pe bune, nu e ca și cum carne, alergăm la cursă pentru ultima șansă. Știi cum e? Cu vita vezi că e complicat, nu e ușor de făcut o vită bună. Păi... Trebuie să știi cum să o nimerești. Păi da, dar tu o nimerești de fiecare dată. Păi eu o nimeresc de fiecare dată acasă, că nu sunt în stres. Noi am uitat că nu suntem la noi acasă. Și că acum trebuie să facem și plating. Arată oribil, nu? Ce? Cum am pus ură. Hai mă, nu mai râd. Bine, nu știu. Am zis să fac un model cu fiureu. Deci arăta... Ca o dâră de... cum să vă zic? Reconfigurarea traseului. Păpo. Nu. Sunt mai stresată, lasă-mă puțin. Am uitat complet că există și plating. Am uitat că trebuie să facem plating. Păi ne-am gândit, bine, să iasă bine mâncarea și... Bine că ți-a venit ideea să iei acea formă și să pui. Da. Arată foarte bine. Foarte bine. Verdele astea, așa? Uh-huh. Nu știu să fac mai plating de atât. Ok. Gata, pot să pun sosul? Pune-l. Ce vorbești, băi? Cum pune ea sosul, nu pune nimeni. O să fie bine, păpu. Zici că joc cu amuletă. Poftă bună! Cred că este o farfurie înaltă și nu cred, o văd. Nu e ciorbă. Și sigur avem un desert ca să ne energizăm. Eu cred că avem paste. Hai că acum am chiar emoții. Aoleu, ce tare! Haide, să fie desert? Opa! Bine că avem chimichurri pentru șef Richard. Nu are deloc usturoi, este perfect. Usturoi aici? Eu simt usturoi, un pic la nas deja. Da, simt palatul, spune. Măi, ești în România, n-ai realizat nici până acum? Măi, eu chiar că mă simt... aud de la voi, suntem în România. Când și-ați am auzit, aici în România. Da, așa. Și ce, nu simți că ești în România? Mama! Mamă! Așa, împinge! Vai de mine! Vai! Mai e cineva? Nu cred! Ar vrea să ajung întreg în Italia. Mă! Eu m-am speriat chiar puternic. Asta chiar m-a reușit, să știți. Vai! Deci mi-a stat în gât, mi-a stat. N-am transpirat niciodată ca asta. Hai să vedem mai departe. Haide! Mulți de vită, cu sos chimichurri, cu niște piure cu trufe. E bucătar, băieți? Ar putea să fie un bucătar. Nu, ce, un bucătar de un restaurant cu ce gă? Tu care ai un restaurant de carne, Orlando, spune ceva.
Păi, carnea este gătită foarte bine. Este un medium, medium plus. Carnea este foarte bună. Mă deranjează destul de mult că a pus cimiciurii peste. Dar de ce l-a pus separat? Pentru că eu zic că nu este bucătar. Dar cimiciuri în Argentina se pune așa, peste carne, eu știu. Exact. Se pune peste carne în momentul în care ea este foarte încinsă, foarte caldă, ca să se gătească puțin aromele și să devină volatile, să iasă puțin în afară. Mi se pare că este mult, mult prea agresivă acest cimiciuri și ia tot gustul mușchiului de vită. Câte cuțite crezi că prime? Și unul dacă îl primesc. Cum adică unul? Nu! Ne întoarcem la cuțite unde Giulia și Vlad ne-au făcut o surpriză plăcută, gândindu-se să ne surprindă cu ceva studiat pe drumul soarelui, o rețetă din Argentina. Hola! Șoc! Bună seara! Acum mă uitam cine este, domnul Huidu. Bună seara! Ce ai slăbit? Dar nu te știu era puțin să în, mai... în America eram așa. Da, era mai... Mult. S-a retras odată cu venirea acasă. Bună seara, bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Bună seara, bine ați venit. Îi avem aici pe Giulia și pe Vlad. Sau Team Badass. Din America Express. Concurenți la America Express. Fantastic. Finaliști chiar, nu? Da. Finaliști. Exact. Și cum a fost experiența asta în American Express? Că toți am văzut un pic de persoane care au venit, un pic mai slabe, un pic mai... A fost... A fost o experiență foarte, foarte, foarte frumoasă. A fost cea mai tare experiență din viața noastră, clar. Noi suntem împreună de 17 ani anul acesta. Mulțumim. Și am trecut printr-o grămadă de lucruri în viața noastră de cuplu. Ne-am dorit foarte mult această aventură și ne-am dorit foarte mult să ne bucurăm de această aventură. Și cred că o să rămână o experiență unică până... Nu știu dacă există ceva care să egaleze. Clar, va rămâne pe viață în memoria. Și ați reușit să aveți o experiență de neuitat. Așa e. Chiar da. Care a fost cel mai greu moment? Nu au fost toate. Cel mai greu moment, rodeo. La tine. La mine a fost rodeo. A trebuit să călăresc un simulator. N-am reușit să stau pe el oricât mi-aș fi dorit. Asta pare ușor așa că te-ai dat. Pare ușor, dar nu e ușor deloc. Ca și la bucătărie. Da. Pare ușor, dar e clar. Clar, discuții la bucătărie. Au fost foarte multe probe grele, dar din punctul nostru de vedere ne-am descurcat foarte bine, mai ales că am reușit să ne bucurăm de fiecare moment, oricât de greu a fost. Da, s-a văzut că vă și susțineți și vă cunoașteți foarte bine. Da. Câte amule te-ați luat? Eu chiar știu. 8 am luat. Câte erau? Vai. Nu știu din 11 jucate am câștigat 8. Ați câștigat cele mai multe amulete. Da, am câștigat cele mai multe. Hai, sunteți supereroi. Nu, ne plăceau foarte mult jocurile de amuletă. Foarte și mie îmi plac foarte mult. Dar nu câștigăm. E cineva aici care are mai multe ca noi. La noi aici sunt altfel de amulete. Nu de fiecare dată te ținem controlul. Ați înțeles, nu? Am înțeles, am înțeles. Din asta ați făcut cimciuri, din Argentina, nu? Da. Da. Acest preparat pe care l-am pregătit noi în această seară a fost un preparat pe care l-am avut într-una dintre probe. A trebuit să facem un asado tradițional cu un sos de cimiciuri tradițional, exact cum îl făceau localnicii din orașul în care eram în momentul respectiv. Noi știam că sosul de cimiciuri se pune lângă carne, dar localnicii ne-au spus că la masa lor tradițională asado se servește cu cimiciuri peste. Da, deci totul are o explicație. E corect. Mulțumim. Mi-am explicat și eu Alex chestia. Și când ați mâncat-o acolo, ce garnitură aveați? Doar sos de cimiciuri. Nu, n-am avut garnitură. Fără garnitură, nimic. Am gătit mai multe părți din vita pe care a tranșat-o soțul meu. Clar ne-am întors cu multe preparate pe care le-am învățat acolo. Le-am învățat să le gătim. Eu sunt foarte mândră de soțul meu pentru că, deși eu gătesc acasă mai mult, mi-am dorit foarte mult ca în această seară să preparăm
am asado cu chimichurri pentru că este preparatul pe care îl face el. Super. Unul dintre... Mi-a plăcut foarte mult. Oricum, foarte... cred că îl iubiți foarte mult, că a spus, cred că de 4 ori că sunt foarte mândră de soț. Păi da. Soțul meu a fost cel mai bun, soțul meu a făcut carcasa, soțul meu a făcut asta. Felicitări! Mulțumesc. Care a fost chestia cea mai frumoasă care v-ați adus aici acasă? Înapoi, cea mai frumoasă. Cea mai urâtă acum. Cea mai nașpă. Doriți cea mai frumoasă. Au fost multe. Una. Cea care mi-a rămas mie întipărită în minte, am avut o probă la un aerodrom cu avioane, unde soția mea trebuia să identifice mișcările pe care le face pilotul cu mine în avion. Eu trebuia să ghicesc 5 și am ghicit 7 din 7. Nu ți-a fost rău? Făcea pionul la 6. Nu, mi-a plăcut, a fost ceva. Looping-uri ceva? Da. Cădere liberă, tot. Wow. Da. Într-adevăr curajos. Revenind la noi. La furie. Hai să ne întoarcem în mâncare. Iar își ne-au emoțiile. Așa ne-a speriat un pic că chimichurri acoperă carnea. Și un pic pureu de cartofi, care nu era combinația perfectă cu carnea și chimichurri. Din păcate, botul meu este da. Greu. Eu sunt tare rigid, da? Am mâncat chiar adevărat chimichurri cu carne și ei spuneau unde să ai, dar știu că acolo ăsta nu trebuia. Trebuia numai carnea, pe mijlocul farfuriei și nu aveam nici nevoie de un contorn. Dacă era un contorn ceva mai crocant, mai fresh, că ideea e asta, nu? Și nu, mi-a plăcut tare mult carnea. Am analizat carnea. Mulțumesc! Mulțumim! Ce emoție! Wow! Nu cred! Nu! Mulțumim! Yes! Nu cred! Ați câștigat și amuleta. Nu cred. Mulțumim. Bravo. Wow. Și noi vă mulțumim. Cine a gătit Vita? Eu. Vai. Bună. Perfect. Bravo. Eu am un steakhouse și chiar este gătită perfect și mai ales că este rece și e foarte greu să o liberești. Mulțumim mult. Nu, chiar super. Bravo. Super. Chiar și pireu de cartofi nu se potrivea aici, dar și el bun. Foarte bine. Putea să veniți într-o echipă. Da. Avem aici un cuțit pentru prietenie. Două. Așa, două. Eu. Mulțumim. Că voi sunteți proiecte la program. Plăcere. Super bine. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Doamne, ce emoții. Mulțumim mult. Te pare bine că mulțumesc. Și nouă. O să-i mergi să plăcere. Bravi. Eu cred că acest cuțit reprezintă oficializarea relației soțului meu cu tot ce înseamnă partea asta de bucătăreală. Ce să zic, ai stofă? La atât mă pricep. Poate că în viitor, nu, cu ajutorul tău, așa, o să reușesc să fac și alte preparate. Păi, momentan o să fac câteva. Le și fac bune, bine, alea pe care știu să le fac, le fac bine. Asta mai oficial știu o țară întreagă pe bune. Ce, nu ai cum să te mai schivezi? Iar acest cuțit îl voi folosi la carnea pe care o voi găti în următoarea perioadă pentru toți prietenii și familia. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.